Și dacă tot nu m-ați întrebat, eu o să vă răspund: de ce nu votez Elena Lasconi și USR? Aș putea să vă răspund foarte simplu din start că este vorba de ideologie, de viziune și de mentalitate. Dar, în același timp, cred că ar fi un răspuns foarte scurt și nu ar cuprinde adevărul complet. Așa că, totuși, de ce nu votez Elena Lasconi și USR? Cum v-am spus și în clipul anterior, am vrut să mă înscriu în USR. M-am înscris un USR, am fost la un interviu pentru a intra în USR și spunând adevărul, am fost respins. Pentru că USR-ul nu acceptă adevărul. Pentru că USR-ul nu poate accepta adevărul și nu vrea să accepte adevărul. USR-ul nu vrea schimbare, USR-ul nu vrea să se schimbe pe el însuși prima oară. Ceea ce au făcut acum cu schimbarea lui Drulă cu Lasconi a fost o chestiune de fațadă, atâta tot usr nu poate accepta printre ei oameni care nu au mentalitatea, viziunea și perspectiva lor de viitor, care nu au ideologia lor despre viață. Ei nu pot accepta critici, ei nu pot crede că fac ceva rău, ei nu pot concepe că lucrurile pe care le gândesc sau lucrurile pe care le fac sau lucrurile pe care le vor pot fi și negative sau pot fi mai puțin bune sau pot fi rele, dar dreptul. Iar această chestiune care nu ține de democrație, ci ține de opusul democrației, de socialism, m-a făcut să mă îndepărtez de acest partid. Și încă o dată îi mulțumesc că nu m-a acceptat, fiindcă oricum mă dădea afară sau plecam eu înainte la cum mă cunosc. Deci, de ce nu voi vota Elena Lasconi și USR? Pentru că USR-ul este un partid de sorginte stângistă europeană, adică este egalul comunismului, este egalul neomarxismului. Neomarxismul este noul marxism. Marxismul vine de la Karl Marx, care a scris și Manifestul Comunist. Manifest comunist care a stat la baza socialismului comunist. Adică ceea ce a fost URSS-ul, ceea ce a fost mai mult sau mai puțin România. Și de unde asemănarea? Păi asemănarea este foarte simplă. În primul rând, haideți să vorbim de câteva principii. USR-ul vrea egalitate pentru toată lumea, ceea ce voia și comunismul. Ceea ce în realitate nu se poate și nu este normal. Fiecare trebuie să aibă nivelul lui. Nivelul lui de cunoștințe, nivelul lui de trai, nivelul lui financiar, nivelul lui. Nu putem fi egali între noi cum a dorit comunismul. Iar USR-ul dorește egalitatea oamenilor, toți să fim egali, toți să fim la fel. De la egalitate financiară până la egalitatea minorităților cu majoritatea. Ceea ce, oricât am vrea, nu va putea fi niciodată egal. Niciunde în lumea aceasta. Apoi, USR-ul dorește înlăturarea proprietății private. Exact, înlăturarea proprietății private. Ceea ce a dorit... Și a și făcut comunismul într-o oarecare măsură chiar majoră, aș putea să spun. După, usr este un partid progresist, exact cum se dorea să fie și comunismul la vremea lui, să fie progresist, să fie altfel decât celelalte partide, decât partidele de pe piață, decât ceea ce ofereau partidele respective în istorie, bineînțeles. Doar că usr și comunismul fac o greșeală. Încearcă să bage acest progresism pe gât și încearcă să bage ce este mai rău din acest progresism pe gâtul nostru. Uitați-vă în ultimii 20 de ani ce se întâmplă. De asta îi acuză toată lumea că sunt cu cei cu LGBTQ+, cu gay, homosexuali și așa mai departe, că sunt împotriva familiei, că sunt împotriva religiei și a credinței și a lui Dumnezeu, exact cum erau și comuniștii. Dragilor, Progresul trebuie să existe, progresul este inevitabil, progresul se dorește, progresul îl dorim cu toții, progresul este necesar într-o societate. Dar progresul trebuie să vină cu acceptul oamenilor, progresul trebuie să fie înțeles de oameni, progresul trebuie să fie dorit de oameni. Progresul băgat pe gât nu face altceva decât să aducă sfârșitul precum el a adus URSS-ului sau comunismului în România. Pentru că oamenii de rând, societatea are alte probleme decât acel progresism exagerat și băgat pe gât. Cum poate un părinte să spună în ziua de astăzi că dorește ca propriul lui copil să învețe despre onanism în școală, de la vârsta de patru ani? Cum poate să facă așa ceva? Cum poate să-mi spună un părinte treaba aceasta? Sau cum poate să-mi spună un părinte că poate să fie de acord ca a lui copil să învețe că el poate să fie câine, că se poate simți, nu știu, pătură de pat, că se poate simți pasăre, că se poate simți din băiat fată, din fată băiat și că poate să facă operații de schimbare a sexului și să ia pastile înainte de vârsta de 18 ani. Cum poate un părinte să-mi spună în ziua de astăzi și oricând că poate să accepte așa ceva? Eu nu pot să concep lucrul acesta. În acel moment, dacă un părinte poate accepta așa ceva, înseamnă că el nu ar fi trebuit să fie părinte. Înseamnă că el nu are ce căuta în conclavul acela de familie. Nu are ce căuta în mentalitatea de familist. Nu are ce căuta în societatea modernă unde copilul trebuie să crească frumos, cu valori zdravene, cu valori împământenite. Nu neapărat în tradiții, ci împământenite, cu valori sociale și morale corecte. Dragilor, pe voi nu v-au adus pe lume un bărbat și un bărbat, sau o femeie și o femeie, sau un bărbat și un transexual, sau o femeie și un transexual. Pe voi toți, pe mine, pe noi toți, ne-au adus pe lume un bărbat și o femeie. Da, un bărbat și o femeie. Chiar dacă sunteți copii făcuți în cum se spunea, prin tehnica in vitro, chiar și atunci a trebuit un bărbat și o femeie cu ajutor medical la mijloc, bineînțeles, din cauza unor probleme, probabil, de sănătate. Dar și atunci trebuie un bărbat și o femeie. Cum spuneam, nu votez Elena Lasconi și USR pentru că ei, de fapt, nu sunt un partid democrat, ei sunt un partid aservit, ei sunt un partid de sclavi, exact cum erau și partidele comuniste din fostul bloc sovietic, care se supuneau Moscovei, așa și acum țările din Uniunea Europeană se supun Bruselului. Și problema nu este că suntem sub Bruxelles, problema este că suntem sclavilor, sclavii Bruxelului, sclavii NATO. Noi trebuie să fim parteneri, parteneri pe aceeași treaptă, nu trebuie să fim supuși. Înțelegeți unde este diferența? Iar Elena Lasconia și spus, domnule, dacă ni se cere să intrăm în război, ce facem? Păi ce spune Uniunea Europeană și NATO? În momentul ăla ești sclav, tu ești partener. Un partener vine și discută, negociază. Nu spune da să trăiți. Da să trăiți spune un soldat. Un soldat care este supus. Atâta tot. De asta USR-ul este asemănător Partidului Comunist. USR-ul proclamă democrația și libertatea de exprimare dar ei nu doresc asta. USR-ul ne-a obligat în pandemie să ne vaccinăm. Da, USR-ul. USR-ul, prin pușii lor în instituțiile statului în momentul respectiv, au băgat oamenii în saci și au aruncat în grob de gunoi. Pentru că nu le putem numi morminte. Era un fel de grop de gunoi pentru ei, atât timp cât te arunci în saci. De ce nu mai votezi Elena Lasconi și USR nu mai votez Elena Lasconi și USR pentru că uitați-vă ce se întâmplă acum de când s-a aflat că Călin Georgescu este în finală cu Elena Lasconi. USR-ul aplică aceeași metodă de dezinformare precum făcea URSS-ul și precum o face în continuare uh, Rusia. Aceeași metodă de dezinformare. Uitați-vă ce se întâmplă pe rețelele de socializare. mint, mint. Mint, au scos oameni în stradă organizat neomarxiștii. Neomarxiștii, Soros, pentru că Soros și a susținut de ani de zile prin fundația sa cu bani pentru a se ajunge aici. Ei sunt un partid sorosist. Înțelegeți? Și punct. În momentul când faci propagandă, precum făceau comuniștii, și minți în felul acesta și asmuți toate instituțiile statului și tot ceea ce înseamnă presă împotriva. Unui om și a unei gândiri, pentru că acest domn Călin Georgescu nu mai este un om, este o gândire, o mentalitate, o simțire între români, înțelegi? Un om care spune neutralitate, pace, să stăm drepți, verticalitate, demnitate, iubire de țară, credință, Dumnezeu, religie, spiritualitate. Hmm? Când ai într-un om care spune lucrurile astea, ori ești rău intenționat, ori neuronii sunt în lipsă foarte mare, ori ești manipulat, ori ești vândut satanii. La propriu și la figurat, să știți. Dar nu mai votez Elena Lasconi și USR pentru că, unu, Elena Lasconi este foarte slab pregătită din punct de vedere politic, nu mai vorbesc din punct de vedere uman pentru că a dat niște gherle și s-a comportat efectiv ca o țață în toată campania electorală. Priviți toate dezbaterile, așa a zis, dezbaterile în care a făcut-o pe țața la propriu. Intra peste contracandidați, făcea urât, încerca să o facă pe șoșoacă 2. Da, exact, șoșoacă 2. Deci Elena Lasconi este un candidat nepregătit din punct de vedere educațional, social, și apoi politic. Politic nici nu mai zic că a dat gherle peste, gherle în continuu. Nu știe, nu cunoaște și nu-i vina ei. Asta e, a fost aruncată în această luptă. Trebuia să nu se arunce. Apoi, istoria Elenei Lasconi, ce ne spune? Ne spune că a fost un reporter, atâta tot. Un reporter care făcea reportaje despre fantome cu ochii albaști și cu părul blond. Da, da, căutați un reporter care făcea reportaje despre extraterestri și acum acuză un om care vorbește despre niște lucruri de genul acesta. Atât este experiența Elena Lasconi. Elena Lasconi este un primar de câmp lung. Atâta tot. Au ales-o câteva mii de persoane. Atâta tot. Nimic mai mult. Atâta este pregătirea Elena Lasconi din toate punctele de vedere. Educațional, social, politic. Nimic mai mult. Vreți să comparăm? Nu are sens. Că dincolo lista este foarte lungă. De pregătire. Nu mai voteze, Elena Lascone și USR, pentru că USR-ul la guvernare aproape că a distrus această țară. În 8-9 luni cât au stat la guvernare, dacă nu au făcut rău prin toate activitățile lor din interiorul guvernului, vă garantez că cel puțin în cultură au făcut mai rău decât PSD-ul. Și au pus sinecuri, și nu doar că și-au pus sinecuri au pus sinecurile cele mai slabe și aservite care acelea și au pus alte sinecuri la rândul lor. Iar aceste sinecuri puse în vârful culturii de către USR, unde le-au pus, au refuzat să răspundă oamenilor de cultură în toți acești ani despre ceea ce fac în instituții. Și în ultimul rând, eu nu votez Elena Asconi și USR pentru că eu sunt o persoană creștină. Nu sunt habotnic, nu sunt bisericos sunt doar creștin. Eu sunt o persoană care ține cu familia tradițională, chiar dacă nu are una, dar am mamă, am tată, am bunici, de ambele sexe, și femei și bărbați. Eu sunt un om căruia îi place libertatea de exprimare. Eu sunt un om căruia îi place demnitatea, îi place verticalitatea, îi place adevărul, îi place democrația. Iar Elena Lasconi și usr doresc opusul. Elena Lascone și USR-ul doresc să stăm cu capul plecat, doresc să nu avem puncte de vedere, să nu ne exprimăm opinia, să ne bage pumnul în gură, să ne închidă în casă dacă se poate, să ne vaccineze cu forța, să ne bage într-un sac și să ne arunce în groapă. Elena Lascone și USR-ul își pun în funcții de conducere doar sinecuri și doar sinecuri slabe. Elena Lascone și USR-ul distrug țara fără să-și dea seama. Elena Lasconii și USR-ul ne vor distruge familiile și viitorul prin acceptarea acestui progresism exagerat. Niciodată în lumea asta, pe planeta asta, o minoritate de oricare fel nu trebuie să aibă mai multe avantaje și mai multe drepturi decât o majoritate. Ele trebuie să fie ori egale, ori egale. Atâta tot. Dar această egalitate între minoritate și majoritate trebuie făcută și în funcție de societatea în care se află. Fiindcă una este egalitatea între persoanele LGBTQ în România și restul populației, alta este în Statele Unite și alta este în Corea de Nord, iar alta este în Rusia. Înțelegeți? Trebuie făcute cu gândul la societate, nu cu gândul la minoritate, ci la societatea în ansamblul ei. Pentru că noi trăim în societate, nu în minoritate. Minoritatea însumează. Câteva zeci de mii de persoane, maxim. Și ca încheiere pot să spun că nu votez Elena Lasconi sau USR, fiindcă uitați-vă la ipocrizia Elenei Lasconi, care ba a votat la referendumul pentru familie, ba este pro cuplurile gay și adopției de către cuplurile gay de copii, cel mai grav lucru. Ba este cu creștinii. Ba este cu progresismul. Ba nu este. Ba își pune două cruci la gât. Ba merge la întolt la festival. Asta se numește ipocrizie, se numește minciună, se numește manipulare. Se numește o persoană cu foarte mare lipsă de personalitate. Orice ți-ar spune, oricine, dacă tu nu ai verticalitate, nu te vei putea de da la ceea ce îți spune altcineva, un consilier sau oricine ar fi. Tu vei merge pe drumul tău, orice crezi, Chiar dacă e bine, chiar dacă e rău. Iar Elena Lasconi s-a dedat și a făcut orice a putut doar ca să că voturi. Iar ipocrizia mie nu-mi place și cred că nu ar trebui să placă nimănui. De asta nu votez Elena Lasconi și USL. Dar duminică voi vota partidul oamenilor tineri pot și Călin Georgescu la președinție. În caz de o să se anuleze turul întâi și Călin Georgescu rămâne, pe listele de prezidențiale, voi vota tot Călin Georgescu și vă îndemn să votați și voi. Dacă se va anula turul întâi și Călin Georgescu va fi scos de pe listele de prezidențiale, fraților, asta se numește lovitură de stat și nu avem altceva de făcut decât să ieșim în stradă. Vă îndemn să ieșiți în stradă pașnic, nu cu luptă, nu cu bătaie, nu cum fac neomarxiștii progresiști, comuniștii de fapt. Nu cum fac ei. Existeți în stradă, pașnic, prin că doar prin pace vom putea să câștigăm ceea ce este al nostru, al tuturor și anume țara, patria, poporul, dragostea și pacea. V-am pupat! Pa!